Bună ziua! Viorel Istrate, secretar general al Federației Naționale Feroviar Mișcare Comercial Vagoane, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Vă mulțumesc Bun. că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! În cursul de ieri ați început campania națională Se Poate. Care este principalul obiectiv al acestei campanii și ce, cui se adresează? Uh, da, campania are drept obiectiv strângerea minimum 2 milioane de semnători de la români pentru susținerea investițiilor multianuale în sectorul feroviar, condiție esențială pentru dezvoltarea acestui sector de aici încolo. Uh, și dacă vreți, mai are un obiectiv, uh, care este în mod evident secundar, acela de a aborda problematica dialogului social și în alt mod decât modurile consacrate până acum, tradiționale, anume greve, mitinguri și alte manifestări similare. Am zis să facem o campanie frumoasă, o campanie civilizată, o campanie care are la origine, în mod evident, un subiect foarte generos, acela transporturilor feroviare din România. Cui se adresează în principal această campanie? Este evident că ținta noastră finală, având în vedere evoluțiile din sectorul feroviar, care sunt din ce în ce mai rele, o reprezintă practic beneficiarii de transport în egală măsură călătorii și în primul rând călătorii, dar și celor care doresc să transporte mărfuri pe calea ferată, un mod de transport care, indiscutabil, este uh, mult mai uh, economic, mult mai eficient din punct de vedere al volumelor de călători și mărfuri transportate și, dacă uh, vreți, mult mai ecologic. Până la urmă, trebuie să gândim și în viitor. Trebuie să lăsăm ceva în urmă copiilor noștri, altceva decât fum și praf. Ce strategii de dezvoltare vizați pentru transportul feroviar național, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung? Pe având în vedere starea la care, în care am ajuns astăzi cu acest sector, rezultă cu evidență din orice analiză am face că sectorul feroviar are nevoie de investiții, are nevoie de investiții în dezvoltare. Noi vizăm determinarea unui plan Împreună cu cei de la Ministerul Transporturilor și în etapa a doua cu Guvernul României, un plan care să genereze investiții multianuale în sector pe o perioadă de 10 ani de zile, etapizat, dar plan care să fie cuprins într-un document programatic, o hotărâre de guvern sau ceva similar. Ca lumea să știe foarte clar despre ce este vorba, ce ne dorim, care este planul care sunt volumele investiționale, dar și resursele financiare necesare pentru atingerea acestor ținte. Bineînțeles, anul viitor România va fi în sărbătoare. Și am înțeles că și la nivelul președinției se dorește elaborarea unui plan de țară. care ferată nu va trebui să lipsească din acest plan de țară. Vedem cum diverse companii feroviare introduc uh, trenuri moderne, însă acestea nu pot atinge viteza maximă din cauza infrastructurii precare. Mai există vreo speranță ca vreun guvern să modernizeze infrastructura în următorii 10, să zicem 20 de ani? Uh, în, în mod evident, trebuie să lucrăm pe chestiunea asta, pentru că dacă abandonul nu este o soluție, uh, noi ce fericiți ne dorim. Uh, să putem oferi clienților noștri un transport civilizat pe calea ferată în niște condiții de deplasare rezonabile din, între punctele în care clienții noștri își doresc să circule. Acum, referitor la strategii, ultima strategie pentru sectorul feroviar elaborată de un guvern în România datează din anul 2001. La vremea respectivă, guvernul Năstase a emis o hotărâre de guvern care foarte laborioasă, care avea în subsidiar toate punctele nevralgice, erau inventate toate punctele nevralgice ale acestui sector, vulnerabilitățile lui și planul, că ăsta era foarte important, de dezvoltare pe 10 ani de zile, anume în perioada 2001-2010. Sigur, până în 2004, cumva ne-am ținut cu toții de acest plan. Au apărut și primele consecințe pozitive, anume că s-a modernizat la vremea respectivă tronsonul București-Ploiești, primul tronson modernizat de cale ferată România, e adevărat, la viteza de 140 de km/h. Astăzi, viteza convențională pentru Europa fiind de 160 și tot în acea perioadă s-a făcut și o achiziție de material rulant destinat transportului de pasageri. Cu toții ne amintim faimoasele rame de zero, sageat albastră, în denumire, 120 de unități. Uh, ulterior această hotărâre de guvern și tot planul care era în spatele ei uh, a fost abandonată. Și dacă a fost abandonată, am avut uh, o perioadă extrem de tristă uh, după anul 2005, în care a ajuns la performanțe absolut uluitoare, anume de a putea repara și întreține 5 km de cale ferată pe an, 16 km de cale ferată pe an, în anul succesiv, 2005, 2006, 2007. În mod evident, uh, după Revoluție, gradul de motorizare al cetățenilor a crescut foarte mult, s-au dezvoltat foarte mult și firmele care transportă uh, mărfuri, uh, cutiluri pe partea rutieră și atunci cumva a fost firesc ca uh, în sectorul feroviar să înregistreze uh, un soi de decădere, uh, care s-a tot, uh, tot perpetuat cam până în jurul anilor 2000, C -c Cumva, România, de la momentul acela, încoace înregistrând niște indicatori economici mult mai buni. Și atunci toate sectoarele s-au dezvoltat și nici calea n-a făcut, uh, uh, a fost în același trend. Dar, din păcate, după anul 2005, uh, am intrat din nou într-o perioadă de decădere și asta s-a văzut până în zilele noastre. Ce ar trebui să facă concret, acum, guvernul actual? Uh, Acum sunt multe de făcut. Noi nu suntem nici absurzi. Am spus puțin mai devreme, vrem să stabilim împreună cu domniile lor un plan pe 10 ani de zile și să ne ținem de el. Sigur că performanțele acestui sector în clipa de față nu sunt uimitoare. Viteza medie de circulație în traficul de pasageri se situează undeva la 44 de km la oră, iar în traficul de mărfuri undeva până la 19 km la oră. Deci infrastructura feroviară nu oferă posibilitatea deplasării în timp rezonabil nici în traficul de pasageri și mai cu seamă în traficul de mărfuri. Și de aceea punctul nevralgic o reprezintă starea infrastructurii în clipa de față. Dar deloc de neglijat este și baza tehnică o materială care îți propui să transporti pasageri. Achiziția ramelor de zero practic este ultima investiție serioasă în materialul rulant. Tot ce am făcut de aici, de acolo încoace, a fost fie să putem moderniza cu resurse proprii vagoanele pe care le aveam deja și care sunt vechi de 50, 60, 70 de ani, dându-le o nouă înfățișare și prelungindu-le durata de viață cu 10, 15 ani, sau am făcut cărpăceli. Și în acest mod nu pot să speri, așa cum ne cere practic guvernul, să înregistrăm performanță economică în acest sector. Care este situația actuală a proiectului de extindere a liniei ce conectează Gara de Nord din București cu de aeroportul internațional Enicuanto? Da, e în stadiu de uh, proiect. Uh, această linie reprezenta sau reprezintă în cadrul acestui proiect o soluție viabilă la deplasarea pe calea rutieră către Otopeni. După cum bine știm cu toții, timpul mediu de a ajunge dintr-un punct central al Bucureștiului la Otopeni sare consistent de 40-50 de minute. această linie ar fi permis, pe de o parte, scurtarea acestui timp și, pe de altă parte, interconectarea aeroportului Otopeni, cum se întâmplă în marele capitale ale lumii, cu orașul. Uh, mai există mm. și varianta cu metrou, tot în stadiul de proiect, dar în clipa de față uh, derularea proiectului n-a capătat contur. Deci nu este pus în practică, nu se lucrează, nu construim. Din păcate. Care este motivul pentru care... Uh, din discuțiile pe care le-am avut uh, și vă mărturisesc că nu ăsta este obiectivul principal uh, al sectorului feroviar, este doar pentru municipiul București. Uh, s-a invocat lipsa de resurse. Acum, lipsa de resurse. Eu aș spune că nu cred că este vorba despre această chestiune. Uh, calea ferată, sectorul feroviar, uh, are tot ce trebuie ca să se dezvolte. I lipsește un, un lucru care pare să că devine din ce în ce mai esențial. Uh, lipsa de voință. Uh, România a beneficiat de alocări mai mult decât generoase pentru dezvoltarea acestui sector, încă din primul exercițiu al uh, Uniunii Europene, anume 2007-2013, numai că, din păcate, noi am ratat acest exercițiu financiar. Avem uh, resurse suficiente acolo, uh, după cum știe toată lumea, uh, Uniunea Europeană are un plan extrem de bine pus la punct de dezvoltare a căilor ferate și de echilibrare într-un mod rezonabil cu celelalte moduri de transport exploatând în mod eficient avantajele de necontestat al acestui mod de transport. Numai că în România, în perioada de referință 2007-2013, noi am experimentat contrariul. Nu am făcut ce trebuia. Vă reamintesc că calea ferată era partea componentă a programului operațional sectorial transportului, care a și fost suspendat 2 ani de zile. Și atunci, dacă toate lucrurile astea se întâmplă din vari motive, că nu avem oameni, că nu avem exercițiu de voință acestora, sau dacă îi avem, nu de cea mai bună calitate. Știți foarte bine că am ținut capul de afiș în bună tradiție românească cu unii care s-au apucat să facă alte lucruri decât ceea ce trebuia să facă și pentru că erau plătiți. Anume, au furat de aici sau ne-au vândut la concurență. Și noi am fost capul de afiș în România, în presă, multă vreme, din nefericire. Ei, Iată, începem să intrăm ușor-ușor în uh, cauzele care generează starea, dar, sub nicio formă, nu se poate discuta de lipsa de bani. Uh, noi avem, am avut o șansă unică, uh, care s-a materializat anul trecut, anume am obținut o dispensă de la Uniunea Europeană, grație doamnei Corina Crețu, care e Comisar European pentru dezvoltare regională acolo, pentru ca proiectele generate în exercițiul financiar precedent al Uniunii Europene să poată fi continuate în execuție, inclusiv cu, financi cu uh, uh, suport financiar, și în prezent, deși exercițiul s-a încheiat la 31 decembrie 2013. Și avem o mare șansă. Asta ne-a conferit posibilitatea să putem continua proiectele pe care le-am elaborat atunci și care erau uh, suspendate. Însă. Uh, Uniunea Europeană a dat drumul la exercițiul financiar 2014-2020, exercițiul financiar în care nici aici nu stăm foarte bine. E o lipsă de proiecte, e o lipsă de finanțarea lor, pentru că nu le-am făcut, nu le-am dus unde trebuie. Și din păcate există un decalaj uriaș față de celelalte state ale Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea sectorului feroviar. În acest moment, care este absorpția fondurilor europene la nivelul CFR Călători? Acum, ce călător nu are niciun grad de absorție din nefericire. A, în cursul anului trecut s-a întâmplat o minunăție cu guvernul Tenocrat, anume că, în ciuda tuturor eforturilor pe care această companie le-a făcut să poată obține o schemă de, de ajutor de stat compatibil pentru a putea trage direct ea ca instituție banii europeni pentru achiziția de material rulant. S-a ajuns la concluzia, și asta s-a întâmplat undeva în aprilie anul trecut, că uh, nu este oportun să se întâmple această chestiune. Uh, Masterplanul General de Transport uh, uh, conține o secțiune dedicată pentru transportul feroviar, unde este inclusă și din nefericire, ca și condiționalitate exante pentru tragerea de fonduri europene, înființarea autorității feroviare, de reformă feroviară, care, în opinia noastră, nu va fi un succes pentru achiziția de material rulant. Iată, de pildă, astăzi când vorbim, uh, suntem în luna septembrie, în ciuda faptului că s-au anunțat investiții în materialul land de 300 de mi milioane de euro, până în clipa de față nu s-a întâmplat nimic. E o chestiune care nu, nu e datătoare de speranțe. De aceea am văzut acest lucru, l-am analizat în mod corespunzător chiar la nivelul Ministerului și soluția pe care o propunem noi este acest plan de dezvoltare durabilă a sectorului feroviar pe 10 ani de zile, în etape cu finanțare corectă. Ce relații există între CFR Călători și domnul ministru al transportului? Acum n-aș putea să fac aprecieri. Eu pot să apreciez ce relații avem noi cu domnul ministru. Sigur că în momentul în care nu-ți niște lucruri pe care ți le dorești, încep să apară suspiciuni și primele vizează partea relațională. E drept. Acum, profunzimea relației dezvoltată de companii, nu numai de CFR Călători, ci și cel de la CFR SA. la nivel de minister, nu ne este cunoscută. Noi nu participăm la întâlnirile dintre domniile lor. Uneori am generat noi întâlniri și am participat toată lumea și toată lumea a dat senzația că e în regulă, nu sunt probleme în zona asta. Dar, pe surse, dacă pot să zic așa, da, se pare că sunt niște sincope relaționale între managementul CFR Călători și conducerea Ministerului. Care a... sunt ascunse. Probabil că sunt ascunse, dar ar fi regretabil regretabil pentru noi toți românii, nu pentru noi sindicate sau pentru presă sau pentru altfel de instituții, pentru noi toți românii, ca aceste disensiuni, dacă ele există, să vizeze dezvoltarea societății. Ar fi extrem de regretabil. Revenind la spațiul european, vedem că țări precum Franța, Cehia și chiar Germania investesc cel mai mult în transportul feroviar. Când estimați că România va putea recupera acest decalaj? Există două chestiuni care trebuie îndeplinite în opinia noastră și ale întregii comunități feroviare ca să putem spera la surmontarea decalajului. Deci să ne putem compara în clipa de față cu Franța sau Germania pare o iluzie. E foarte greu să ajungi din urmă țări care și-au dorit cale ferată performantă. Dacă ritmul se menține cel actual, acest decalaj nu va fi surmontat niciodată. Acum, ce trebuie pentru asta? Toți avem senzația în România că. Țara noastră, în raport cu Uniunea Europeană, are mai degrabă o atitudine de stat subordonat și nu membru. De deci să vede chestiunea asta. Deci, această atitudine trebuie schimbată imediat. Ca al re, o să vină unii sau alții pe aici, să ne impună diverse reguli care probabil că nu sunt potrivite pentru noi și sistemului nostru și care în urma neîndeplinirii lor va permite pătundrea pe piața de transport feroviar de România a altora care au, vor genera interese aici. S-a discutat foarte mult cu ceva vreme în urmă de exteriorizarea capitalului în, ex în exteriorul țării. E, în ceea ce privește calea ferată, pentru că, după cum bine știm cu toții, anume segmente sunt subvenționate, sub formă compensații a unor diferențe de tarife. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla, pătrunderea de care vorbeam, banii vor fi scoși din România direct de la bugetul de stat. Pentru că de acolo vin subvențiile. Și ar fi regretabil pentru noi. Acum, referitor la decalaj, dincolo de faptul că ar trebui să ne schimbăm atitudinea în relația cu cei de la Uniunea Europeană, simultan ar trebui să se întâmple un lucru, dacă nu cumva ar trebui să se întâmple ieri. Trebuie să ne facem băieți serioși și să ne apucăm serios de treabă. Al minterii nu vom face treabă. Și pentru asta e nevoie de ce? De o comuniune de gânduri și de idei care să fie puse pe hârtie să capete conturi în practică. Toată lumea trebuie să convergă cumva spre nevoile astea. Ministerul Transporturilor, managementul unităților de cale ferată, sindicate, salariați feroviari și dacă vreți, nu în ultimul rând, beneficiarii de transport. Și ei sunt partea soluției. Da? Au rolul lor. Una să și susțină și al doilea rând să mențină. Atât în traficul de pasageri, dar cât și în traficul de mărfuri. Sigur că relația pe care toate aceste instituții trebuie să o dezvolte între ele nu trebuie să fie una bună sau una rea. Trebuie să fie una corectă. Noi am militat tot timpul pentru dezvoltarea unor relații corecte cu partenerii noștri. Sigur că chestiunea asta creează anume, o anume vibrație pentru că noi suntem obișnuiți cu alte lucruri. Dacă nu se întâmplă ceva rău, nu e bine. Noi trebuie să avem lucruri rele. Pentru că nu ne putem adapta la lucrurile bune, de fapt uneori nu le înțelegem. Iată și despre campania asta, lumea se uită într-un anume fel la ea, că nu înțeleg, nu înțeleg de ce un sindicat nu face grevă pentru asta, sau nu face vreun meeting. Iată că poate discutăm și de o altă formă de dialog social în România, nu neapărat mitinguri și greve. Chid că poate este inedită sau mai puțin cunoscută, dar ne vom, trebuie să ne obișnim. E o ține de civilizație. Revenind la și depășind chestiunea de relație, o a doua componentă care este absolut necesară este stabilirea unei echipe dedicate, pasionale și care să lucreze cu dăruire pentru proiectele astea. Alimentar, dacă o să mai avem oameni cum am mai avut, și am menționat puțin mai devreme, și în buna tradiție românească să pe acolo de uh, furat sau de vândut interesele noastre, probabil că vom asista la o daună totală. Și vom fi șterși de pe suprafața Pământului. Uh, cum au fost șterse și alte industrii de pe suprafața Pământului. Cea deci, feroviară gâfuie. Și știți ce se întâmplă? E păcat. E un mare păcat pentru România, pentru că industria feroviară are un potențial uriaș. Și atunci el trebuie exploatat. Și în al treilea rând, trebuie o decizie. Faceți. Faceți lucruri. Asta e tot. Că bani sunt. Domnule Istrate, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Eu vă mulțumesc!